tratăm cu prea multă, nu știu, prea mult respect adversarii și cred că de aici vine, dar o să creștem, o să fie bine. Mi s-a părut că ați asistat la un derby în seara asta? La ce vă referiți? La tribune sau la atmosfera unui derby? Tribunele au fost prea mici pentru un astfel de derby și sunt convins că un alt stadion ar fi oferit un spectacol mai frumos. Pe teren, mie mi s-a părut că noi ne-am ridicat la nivelul la care, cel puțin a doua repriză, la nivelul la care putem la momentul ăsta și suntem capabili. E diferență la momentul ăsta, dar o să creștem. În retur veți vedea un alt meci între Steaua și Dinamo. S-a tot vorbit că nu s-a avut amânarea acestui meci din partea celor de la Dinamo. Dar nu cred că asta e important. S-a și vorbit că o să fie Iureș. Nu știu dacă ați văzut vreun Iureș pe teren. Important e să jucăm meciurile ca noi să ne câștigăm meciurile de Liga 1, de intensitatea unui campionat de Liga 1, ca să ne obișnuim cu așa ceva. Sunt convins că peste câteva meciuri o să arătăm cu totul și cu totul altfel ca dinamică. Dar asta e, au venit poate prea devreme, noi ne jucăm fiecare meci oficial tocmai ca să creăm un grup și să fim din ce în ce mai puternici. Urmează și alte transferuri? Mai avem două poziții pe listă, se ocupă Gabi, o să vă spună mai multe Gabi despre asta. Pe ansamblu, repriza a doua mai bună, sunt un pic nemulțumit că ne-am grăbit la finalizare și încă o dată sunt nemulțumit că diferența nu e asta din teren care s-a văzut în prima repriză, adică putem mult mai mult. Dar ne trezim și o să arătăm mult mai bine, o să vedeți că o să creștem și o să arătăm din ce în ce mai bine. Da. Într-adevăr, am întâlnit o echipă bună care se bate la campionat, dar cred că dacă aveam mai mult curaj în această seară, puteam măcar un punct. Dezamăgit de prima repriză? Dezamăgit de rezultat, nu. Mai avem niște principii pe care le respectăm. Într-un meci ne iasă mai bine, într-altul nu. Am arătat și în această seară că încercăm să practicăm un fotbal frumos, dar avem nevoie și de puncte. Sper ca în următoarele meciuri să apară și puncte. Ai simțit că a fost un derby adevărat? Sincer, cred că FCSB merita să joace în Ghencea acest meci. Cred că în tribune cu 30.000, 25.000 de oameni, altfel și ritmul jocului, altfel și meciul, și jucătorii să se mai bine. Din păcate, nu înțeleg de ce nu s-a jucat, dar e problema mea. Pentru voi ați ajut Craiova, FCSB și Sepsi, cam greu, poate... Am mers și destul de rău în acest start de campionat, dar sperăm să arătăm ritmul nostru să fie cât mai bun, asta ne interesează cel mai mult, după rezultatele o să vină. Puțin curaj, doar atât. Bună seara! Da, am început foarte bine, o primă repriză foarte bună, nu cred că au avut niciun șut spre poartă noastră, poate spre poartă, dar nu pe poartă, sigur. Nu ne-am dat nicio șansă, a doua repriză nu știu dacă ne-am relaxat, am căzut puțin și fizic poate puțin. E normal să primele meciuri, încă nu avem ritmul de 100% și de asta cred că au avut două ocazii. Se vede că Dinamo e echipă venită din Liga 2? Nu știu dacă se vede că e echipă de Liga 2, pasează foarte bine, au un joc foarte frumos, dar cred că în această seară s-a văzut că am fost echipa mai bună, echipa mai experimentată și s-a văzut în la scoare. A fost un rezultat mincinos acest 2-1? Dacă ne uităm la câte ocazii am avut, cred că da, puteam să marcăm mai mult, puteam să câștigăm mai lejer, dar așa ăsta a fost scorul și înseamnă că așa trebuie să fie. După pauză v-ați gândit mai mult la meciul de la Sofia? Nu se pune problema. Ne-am gândit 100% la meciul cu Dinamo. Știam că se poate întâmpla orice, am mai condus 2-0 și am fost întors, dacă ții mine minte. Și cred că toată lumea era concentrată să mai dăm goluri și asta ne-am propus de la pauză. Ai simțit meciul ăsta ca pe un derby? Nu s-a purtat atmosfera asta. Da, o atmosferă frumoasă, dar din păcate e un stadion prea mic pentru acest derby, foarte mic pentru toată lumea și pentru Dinamo și mai ales pentru ai noștri care sunt mici, sute. Ce urmează acum la Sofia? Cum vezi meciul? O să fie o partidă dificilă, un meci în Europa, care cred că orice meci e de la egal la egal, nu contează cu cine joci și o să ne pregătim foarte bine ca să câștigăm. Mulțumim, Adi. Mulțumim. Ar fi mai simplu, dar a fost mai complicat. Este un rezultat corect la ce s-a jucat?
O victorie meritată. Puteam să ne desprindem, am avut ocazie prin companie. Din păcate nu am reușit să marchem, n-a intrat mingea în parte, dar per total e clar că este o victorie meritată. De unde crezi că vine inconstanța asta în ritm? Pe final aș fi cu emoții așa. Da, Fane a făcut o greșeală, se întâmplă. N-am comis-o niciodată, dar iată că se întâmplă la orice portar. Ce pot să spun? Pe final, da, am tremurat să spun așa. Oricum n-au avut nici ocazii foarte mari, dar cred că este corect rezultatul. A intrat și cu stângul, un gol fabulos. Da, un gol frumos, mi-am făcut-o bine pe stângul, l-am șutat și sunt fericit că am... Când ai dat un gol pe stângul? Nu știu, sincer. Cu viitorul acasă, pe arenă, cred. V-a surprins prezența primului ministru în Dumnezeu? Nu știu, nu vreau să comentez, nu vreau să vorbesc despre asta. După s-a plăcut amintire frumos. Ai luat un telefon aruncat din tribună, ți-ai făcut poză cu el? Ai devenit milă? Da, a fost o glumă, ceva așa spontan. Sper că nu am deranjat, dacă am deranjat îmi cer scuze. Dar cred eu că fotbalul trebuie să aibă și momentul de gen. S-a încheiat o săptămână efectiv nebună, am putea spune, finalul unui derby. Tu ai simțit că ai jucat într-un derby astăzi? Da, chiar dacă nu am jucat pe un stadion normal, un stadion cu 10.000 de locuri, pentru că până la urmă derby-ul are nevoie de stadion mare, pentru că și pe arenă când am jucat mereu a fost altă senzație. Au venit și din partea lor, au venit și din partea noastră, așa că cred că trebuia să se joace pe un teren mai mare. Credeai vreodată că vei ajunge ca să auzi suporteri steliști înjurând clubul Steaua? Nu comentez. Urmează Sofia. Da, urmează Sofia. De mâine îi vom analiza. Trebuie să mergem acolo montați pentru a ne întoarce cu victoria, pentru că trebuie să trecem de acest tur clar și obiectivul este intrarea în grupe. Chiri e pas alături de voi și la meciuri și la antrenamente? Da, îl așteptăm. Este un fotbalist extraordinar. N-are rău să vorbim despre calitatea lui. Un profesionist. Ce pot să spun, va ajuta foarte mult. Vom regla mai multe probleme cu el, așa că clar îl așteptăm și sper să ne ajute și siguranță o va face. Oarecum e frustrant, pentru că n-am reușit să facem o primă repriză foarte bună, iar în a doua, în mare parte, să zic așa, ne-am revenit. Nu ne-am creat foarte multe ocazii să fim realiști, dar, să zic așa, trebuie să ne revenim după aceste două jocuri și să mergem înainte, pentru că trebuie să adunăm puncte. Se vede că FCSB domină Liga 1 de ani de zile și vorbim de Liga 2? Se vede că noi nu am fost bine în prima repriză, în primul rând. Mai departe, și sunt fotbaliști, și ei au calitate, trebuie să ne așteptăm, că întâlnim jucători de valoare, mai ales că ne jucăm cu primele echipe ale clasamentului. Sunt jucători valoroși, jucători cu meciuri importante și la națională și prin Europa. Și noi suntem fotbaliști, trebuie să ne ridicăm la nivelul lor dacă vrem să facem ceva în viață. Dacă... Nu ne e frică de nimic, ne gândim la fiecare meci în parte, nu ne gândim la altceva. Ne gândim să luăm fiecare meci în parte, să scoatem poate maxim de puncte din fiecare meci. Și era dor de un derby, ai trăit ca un derby în seara asta? Da, mi-era foarte dor de un derby. Mi-au lipsit aceste meciuri și mă bucur tare mult că am redebutat, să zic așa, la Dinamo, nouă sezon într-un minut. Din păcate nu am adus cele 3 puncte, dar sper să ne revenim cât mai repede și să strângem cât mai multe puncte. Crezi că vei rămâne titular și etapele următoare? Ți-ai câștigat locul în seara asta? Nu depinde de mine asta, e decizia lui mister, când vede fiecare partidă în parte. Mă bucur că am jucat, cred că am demonstrat în primul rând în meciurile amicale, în antrenamente, că am pregătit foarte bine și mi-a venit șansa să joc. Vrei să doresc apariția domnului ministru? Nu,
până acum aflu, am fost concentrat, pe meci. Da, ne bucurăm că, prim-ministru a venit la acest meci. Era important, mai important pentru ambele echipe, cred că era dacă se juca pe Ghencea sau pe un stadion mai mare, dar nu avem ce să facem. Ați simțit că ați jucat acasă pe altul de triumf? Da, oarecum, pentru că suntem obișnuiți cu terenul, cu tribunele, cu atmosfera de aici și ne-am simțit, să zic așa, ca acasă. Mulțumesc.